un mic detaliu înainte de montarea tâmplăriei. Dăm cu apă ca să eliminăm praful și să adere spuma foarte bine. A sosit și tâmplăria Salamander Blue Evolution 92. E profilul cât palma. Stejar sau Golden Oak, nu știu cum e exact codul. Mâner bronz. Profile de compensare. Astăzi pentru etaj 10 cm și jos parterul 12. Accesorii pentru montaj, cale, am ales montajul cu bride, un pic mai scump, dar vreau să le montez cum, așa cum trebuie. Am avut oferte și cu plasă de țânțar și glafuri. O să vă descriu și prețurile după ce le montăm. De fapt, așteptăm echipa să vină să monteze. Sticla este de 52 de mm cu argon, low E, 4 anotimpuri. Salutare, gata și tâmplăria. Am zis să fac un video în care să vă prezint și prețuri, pentru că eu n-am găsit, de exemplu, să-mi fac și o idee, bă, cam cât mă duce fiecare fereastră, cam cât e metru, cam cum stă situația. Așadar, din ce am calculat eu pe scurt, ar veni cam 250 de euro metru pătrat. Sus e o problemă cu fereastra, e mai mare, dar au luat-o la fabrică să o modifice. Dacă tot am început din exterior, montajul a fost făcut la față, cu bride, fața exterioară. Montajul m-a costat 2000 de lei. Uși solide. Deci,
întâmplarea este Salamander Blue Evolution 92, arhi cunoscută, toată lumea o montează în perioada asta. Cum am mai spus pe un clipuleț, culoarea este stejar auriu, golden oak. Mâner bronz. Feroneria este Roto Enix. Hai că scrie și aici. Roto. Așa, montajul, cum spuneam, cu bride. Pentru a evita puțile termice date de găurile în întâmplărie. De asemenea, când montezi la fața exterioară, nu mai pierzi căldură. În caz că nu știați, cei 4-5 cm cum se montează clasic, la cam în jumatea zidului. Deci clasic rămâne o buză. Ceva de genul ăsta, rămâne buza de afară, beton pe unde pierzi căldură, fiind slab izolată cu 2 cm sau 3, depinde cu cât întorci graful. Și dacă însumezi, ies ceva metri pătrați în care pierzi căldura aiure. Așa. Vorbim de costuri. Deci, pistolul, cum îl vedeți așa, e 1000 de euro. Adică fereastra vine undeva la 340-350 de euro. Și ușa aceasta de jos este 550-600 de euro. Fereastra are dimensiuni de 1,20 cu 1,50. Ușa 2,30 cu 90. Am adăugat și profile de compensare. Sunt 2 de 6. Și un profil ar fi cam 100 de lei. Deci am calculat așa, cred că 20 de euro, parcă așa era. Eu zic că merită, dacă să puneți cărămizi sau betoane sau lemne. Și am pus toată diferența cât ar fi încălzirea. Mai departe, asta e o fereastră fixă și mată. E destul de ieftin asta, cam 150 de euro. 1,40 cu 1,40 cu 80 are. Asta la fel, vreo 140 de euro, ceva de genul. Are 56 cu 1,80. Iar asta e ușa de la intrare. Are 1,25 cu 2,32, la fel ca cealaltă. Modelul ăsta vă încarcă foarte mult, să știți. Deci ușa simplă, dacă ar fost o foaie și atât, era, să zicem, 1000 de euro. Bine, n-a fost chiar atât, 900 și un pic. Dacă era foaie simplă, era undeva la 700. De euro, deci vă încarcă mult profile, orice profil, orice model vreți să puneți, costă. Așa, fereastra asta e la fel ca cealaltă, 1,50 cu 1,20, 340 de euro. Asta, o fereastră la baie. Au și lobatantă, da? Deci și asta contează, vă aruncă la preț. În orice caz, cam 200 de euro, 180, ceva de genul. Nu spun chiar cu aproximații, că în orice caz, prețurile sunt din martie 2022, deci acum mai mult ca sigur s-a modificat iar piața și nu mai corespunde nimic. Dar în orice caz, nu cred că au fluctuat foarte mult prețurile.
Așa. Cele două ferestre care se și deschid. De asemenea, mate. Oscilobatante. 240 de euro bucata. La fel, 80 cu 1,40 au. Plasele de țânțare au fost la ofertă. Am plătit integral și mi s-au făcut gratis la toate ferestrele care se deschid. La fel și pervazurile. Le-am primit gratis, chiar dacă nu prea mă ajută. Pentru că aici mi-a rămas golul de 21-20 și un pic. Iar astea au... Ele sunt de 20, dar au montajul cam de 18 jumate ce calcă pe ăsta și restul aruncă buză. Deci nu prea mă ajută. Așa, aici din nou pistol, cum spuneam. Mă repet, dar n-are nimic. 1000 de euro. Fereastra 340 și ușa cam 550-600, deci 1000 de euro. Dimensiunile la fel, 2,30 cu 90 și fereastra 1,20 cu 1,50. Asta e sticla, 52 de milimetri, argon, Lowy, 4 anotimpuri, tot ce trebuie. Mai bună dată nu cred că găsiți. Bine, or fi, eu știu ce avioane de casă pasivă de alea, dar nu ne permitem să ne avântăm chiar așa la... Vedeți și ușa cum arată. Asta, cum spuneam, deci fereastra e mai mare cu 8 cm și eu n-am vrut să sparg sau să modific aici ceva, am zis băi, mi-o luați la fabrică și mi-o modificați, nu mă interesează acum. S-a greșit, asta e. Cum? Și astea sunt bridele. Cele... Ele intră, au siguranțe astea, ghidaje, mă rog. Intră aici pe canal. Stau foarte ferm aici. După îi dai șuruburi, dibluri și spumă și așa moare. Din nou, fereastra la fel. 180 de euro, 200. La fel, 340 de euro. Ce mai mult îmi place sunetul ăsta. A, are și siguranță. Asta. Să nu stau apese mânerul să te joci cu el când e deschisă. Asta, la fel, fereastră fixă. Undeva la 100 și ceva de euro, 100 și un pic. Iar aici, altă ușă de balcon. Cum vă spuneam, deci, modelul ăsta, mi-am făcut eu cu 3 ochiuri, pe o parte și două așa, pe cealaltă parte, este 600 de euro. Dacă făceam foaie de sticlă simplă, dacă făceam dintr-o foaie simplă, era 350 de euro. Ușa simplă. Aici nu prea s-a montat chiar bine pentru că s-a umflat stâlpul ăsta și mă aruncă un pic, dar asta e, ce să-i fac. Noi pierdem toată căldura în casă pentru o crăpătură. O buză, pardon. Are și magnet. Ca să o închizi când ești pe balcon. Bine, și scoi casa care se trage.
Ia să-mi arăt, este și oscilantă. Așa. De fapt, rabatabile, nu știu dacă zic bine. Mă corecta voi, dacă e ceva. Ce mare cam astea sunt. Eu nu sunt foarte mulțumit. Totalul a fost de 6.000 de euro. Cu tot cu montaj. Care, așa cum vă spuneam, montajul a fost 2.000 de lei. Mă rog, 1.800, nu chiar 2.000. Asta e sticla rămasă de la geamurile de sus. N-au luat-o să modifice la fabrică. Au zis că fac alta. Deci m-am ales și cu două foi de sticlă pe care le găsesc eu folosința. Când îi face garajul ceva, vedem. Cam atât despre întâmplărie. Dacă mai aveți întrebări, spuneți în comentarii. Ne auzim. Pa, pa.